Bună ziua sau bună seara, bine v-am găsit la un nou vlog, așa cum v-am obișnuit din primul meu vlog. Astăzi vreau să vorbesc despre un lucru foarte important care este existent și cu care ne confruntăm, războiul dintre generații. Despre ceea ce vreau să vă spun este, mamă, deci ai avut dreptate, stai să închid asta. Astăzi avem de discutat despre războiul dintre generații. Ce înseamnă războiul dintre generații? Când spun război dintre generații, mă refer la disputele muzicale, ca să spun așa, între garda veche a muzicii și valul acesta nou care a apărut pe piața muzicală. Haideți să enumerăm puțin din titanii muzicii: Adrian Minune, Florin Salam, Nicolae Guță, Vali Vigelie, Adi de la Vâlcea, Dorel de la Popești, care este o voce inconfundabilă, Paul Fantezie, Dan Drăghici, voci extraordinare. Nu mai spun de cei mai mari sau, să spun așa, mai vârstnici, cum este Neluță Neagu, Hanțu, alții, Siminică, dar eu vorbesc acum pur și simplu, vorbesc de generația care se confruntă cu generația nouă, generația veche, da, veche neapărat, mai veche în domeniu, da, în muzică, și această generație care tocmai am enumerat-o mai devreme, Adrian Minune, Florin Salam, Vali Vigelie, Nicolae Guță, da, Adi de la Vâlcea, de ce nu cei care i-am enumerat mai devreme, și bineînțeles generația actuală care a venit cu un nou val, un nou trend muzical și e în vogă, da, este foarte iubită de publicul din România, de puștanii din România. Este vorba despre Dani Mocanu, despre care v-am spus că este unul din favoriții publicului, care a stat cel mai mult în trendingul românesc, în trendingul de pe YouTube. Apoi este Țancă Uraganu, care și el este o explozie totală, aș putea spune, pentru că Țancă a luat o amploare puternică în câțiva ani. Cunosc pe Țancă de foarte mult timp, cred că am lucrat la prima lui melodie împreună cu el, i-am făcut videoclipul la prima melodie, Dale, Don Dale, și apoi toate celelalte melodii le-a făcut la Iaia Production, următoarele, nu mai țin minte exact, dar foarte multe reghetoane. După cum vă spuneam despre Țancă Uraganu, numai cuvinte de laudă, pentru că el a bubuit odată așa pe piața muzicală. Foarte multe piese de la Iaia Production, foarte multe reghetoane de la Iaia Production. Imediat după Țancă Uraganu, l-aș clasa pe Jador. Jador, care noi nu am colaborat cu el, deși mă cunosc foarte bine cu el, îl respect, îi respect munca lui, chiar dacă este făcută la alt studio, respect foarte mult munca lui și mă bucur foarte tare pentru el, pentru reușitele lui. După Jador, aș vedea o voce care tot așa a făcut, să spunem, furori în trendingul din România, ar fi Nicolas. Dar Nicolas Prime, da, cum i-a spus domnul Dan Bursuc. Nicolas este o voce foarte bună, inconfundabil aș putea spune, un foarte bun execuționist și chiar era păcat să nu fie în trendingul românesc. Deci, din generația asta nouă, el este unul dintre cei care a intrat foarte bine în trending și îl văd eu în ascensiune foarte, foarte mare. Bineînțeles, de la noi, de la Iaia Production, o voce care promite foarte mult și a demonstrat, Valentino, este, ca să spun așa, frățiorul meu mai mic. El a crescut aici, sub ochii mei, la Iaia Production, este fratele lui Bugi, organistul nostru de la Iaia Production, mâna de aur de la Iaia Production, omul cu care poți cânta absolut orice gen muzical și când pune el mâna se simte. Valentino este o voce foarte, foarte bună. Este foarte iubit de publicul din România, de trendingul actual și a reușit prin câteva piese chiar să surprindă, da? Hai să ne iubim, baby, care a rupt România pe bune și o știe toată țara, și apoi Cea mai bună afacere ești tu. Aceste două hituri de la Iaia Production și, bineînțeles, Valentino, el este pe val. Apoi sunt nenumărați artiști care ar mai fi pe val, din manele mă refer, din generația nouă. Dar din generația veche, adică generația oamenilor care au demonstrat, ca să spun așa, adică Adrian Minune, care este o voce inconfundabilă, care a cântat și cântă la un nivel extraordinar de mare, Florin Salam, care este cea mai bună voce sau cea mai bună apariție muzicală, ca să spun așa, a tuturor timpurilor din punctul meu de vedere și care este regele muzical al acestui gen. Apoi aș putea spune de Nicolae Guță. Nicolae Guță este un om foarte iubit în toată țara, dar în mod special în partea Ardealului, da, în zona aceea, pentru că la Hunedoara, în zona aceea, este idolul lor clar. Acolo, dacă vei merge și vei întreba, Nicolae Guță cu siguranță este regele și nu se trece peste el, hunedorenii și nu numai, toată zona aia îl iubesc. Oamenii aceștia au demonstrat prin ani grei de muncă
spre deosebire de generația nouă, cea care a venit din spate acum cu trendul acesta muzical, cu trapul acesta, da? Chiar și cu reggaetonul făcut de noi, foarte promovat de noi, de Yaya Production, generația veche a demonstrat, a demonstrat prin foarte multă muncă. De exemplu, aș vrea să vorbim despre Vali Vigelie. Vali Vigelie este unul din oamenii de la care chiar ai ceva de învățat. De soliști care au creat ceva în jurul lor, în afară de faptul că are un public doar al lui personal. Pe calea aceasta vreau să vă spun că chiar am stat de vorbă cu Vali și mi-a spus că el nu cântă decât playlist-ul lui, publicul lui îl cheamă la evenimente să cânte doar playlist-ul lui, doar programul lui. Extraordinar. Ăsta este, de fapt, cred că apogeul oricărui artist. Să meargă într-un spectacol să cânte doar programul lui. Mă refer la artiștii lăutari, da? Pentru că un artist lăutar, mergând la treabă, mergând la cântări, îi se cer și alte melodii. Vali Vigelie, în mod special, îi se cer melodiile lui. Și este un lucru extraordinar. Bun. Deci de la Vali Vigelie ai ceva de învățat. Dacă vei sta cu el, nu te vei plictisi o noapte întreagă și cu siguranță vor mai rămâne și alte zile să vorbiți, pentru că el are ceva de spus întotdeauna și de la el poți învăța foarte multe. Bun, aș putea despre Adrian Minune să spun. Oameni care vocea lor au răsunat și răsună în continuare. Florin Salam, Adrian Minune, Nicolae Guță, Vali Vigelie, Adi de la Vâlcea, uite, Jean de la Craiova, da? Dorel de la Popești, niște titanii muzicii, aș putea spune, care au demonstrat în timp pentru generațiile ce vor veni. Generația trending, aș putea numi eu, da? Generația trending mai are nevoie să mănânce. De ce? Pentru că trebuie să demonstreze, la fel cum au demonstrat acești titani ai muzicii, prin fapte și după ani de zile uitându-te în urma lor, ai să vezi că munca lor a dat roade. Asta e foarte important. De ce am spus războiul dintre generații, războiul dintre două tabere cu artiști foarte iubiți? Cei tineri care au venit acum pe valul acesta și cei, nu sunt chiar mai în vârstă, dar cei cu mai multă experiență, da? Bun, cei tineri au foarte mult de învățat de la cei bătrâni și de la cei în vârstă. Vreau să spun că unul din factorii foarte importanți ca să reușești în muzica aceasta este caracterul unui solist. Și la acest lucru îi îndemn pe toți cei care sunt pe acest val, pe acest trending, ca să spun așa, pe valul cu trendingul, da? Să mai lucreze la acest aspect, pentru că înainte, când, nu știu, cei din generația veche spuneau o vorbă, rămânea vorbă și era vorbă, și acum la fel este vorbă. Ceea ce vreau să vă inspir și vouă este că, în afară de studiul muzical pe care îl faceți, fiecare în dreptul vostru, cu stilul muzical pe care îl abordați, e foarte important caracterul. Caracterul este, să spun așa, o haină pe care o îmbraci și trebuie să ai grijă să o menții curată în permanență, să fie curată, să fie fresh, pentru că ea spune multe despre tine. Caracterul spune foarte mult despre un artist, nu doar capacitatea lui muzicală sau aptitudinile lui muzicale. Și ca să spunem așa, deci, războiul acesta al generațiilor a creat o mică controversă. Am auzit despre Florin Salam că i-a făcut pe mulți zidari. Într-adevăr, el poate să spună chestia asta pentru că mulți care nu au muncit ca și muzicanți de mici sau n-au studiat de mici sau n-au provenit din familie de lăutari sau n-au muncit muzica așa pe brânci cum se muncea odată, el are foarte mare dreptate și înțeleg pur și simplu punctul de vedere. Dar pentru cei care au venit acum pe val, pentru ei, odată cu ei au venit și un alt gen de public, o generație nouă de public care iubește genul acesta de manea trap, manea care pusă pe ritmurile astea noi, bla bla bla, știi, a generat așa ca un virus. Apoi aș putea spune despre Jador, da? Jador a fost la Puterea Dragostei, acolo și-a format imaginea, acolo a căpătat sens și contur imaginea lui, de acolo a devenit Jador artistul, pentru că el înainte era un cântăreț, într-adevăr mai cânta, dar nu avea succes. Deodată ce a ieșit de la Puterea Dragostei, a luat amploare foarte mare. Ceea ce îmi place foarte mult la Jador este faptul că are un caracter frumos. Îmi place foarte mult că e un băiat credincios. Am văzut pe niște vloguri de ale lui că nu e cu nasul pe sus, respectă foarte mult generația veche și pot să spun că îi doresc tot binele din lume. Ceea ce vreau să spun despre generația nouă este că mai are mult de învățat, pentru că sunt ani de muncă și care îi trebuie să muncească să demonstreze prin fapte că își merită locul. Bineînțeles, vor avea timp. Ceea ce vreau să vă spun este faptul că muzica este în continuă ascensiune și schimbare. Trendingul se schimbă, genul muzical capătă alte conotații, maneaua nu mai este cea care a fost odată. De aceea, publicul se schimbă odată cu trendingul muzical și artiștii care sunt capabili de așa ceva se schimbă odată cu trendingul. Și este un lucru extraordinar de mare, să poți să te schimbi odată cu trendingul. Dacă un gen de muzică devine viral și tu ești un artist, trebuie să ții pasul
cu genul muzical. Sunt la fel de convins că muzica veche, muzica cântată de artiștii aceștia care i-am enumerat, titanii aceștia ai muzicii, Adrian Minune, Florin Salam, Nicolae Guță, Vali Vijelie, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova, Dorel de la Popești, muzica lor e frumoasă așa cum este ea, autentică, și cea veche îmi place extraordinar de mult. Vreau să spun că de la Nicolae Guță îmi plac foarte mult melodiile vechi, alea când le cânta el, nu știu, acum 15 ani de zile, poate chiar și mai bine, 20 de ani, cred, nu știu, avea o melodie cu Ce perversă e lumea și rea. Cam genul ăla de muzică mi-a plăcea de la Nicolae Guță. De la Adrian Minune mi-au plăcut întotdeauna melodiile lente, mi-a plăcut Numele tău de azi îl voi uita, da, o melodie foarte frumoasă, și multe alte melodii. Chiar cu Adrian Minune am avut ocazia să și cânt și îl salut pe calea aceasta și îl pup. Mi-aduc aminte, am cântat împreună cu trupa LG, cu Adrian Minune, și am cântat și eu personal o melodie cu el. Căutați pe YouTube Nicky Iaia și Adrian Minune. Despre Florin Salam nu am apucat să colaborez cu el pentru că el nu colaborează cu studioul meu, dar sunt foarte bun prieten cu el, îi respect munca, îl respect ca și artist și, cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, dați cezarului ce al cezarului. Haide să îi dăm și lui Florin Salam ce al lui Florin Salam, pentru că merită, da? El este pe bune regele acestui gen muzical și merită pentru faptul că a muncit foarte mult, a demonstrat în an de muncă și vocea lui răsună și peste ani de zile, a hit. Ceea ce vreau să vă spun, un sfat pentru generația nouă, nu uitați să studiați după acești titanii muzicii, pentru că aveți multe de învățat de la ei și doar așa veți reuși și voi la rândul vostru să deveniți niște titani. Deci, mergeți cu trendingul, nu uitați de caracter, nu uitați să studiați muzica bună, rămâneți aproape și Dumnezeu să vă binecuvinteze să ajungeți și voi, la fel ca titanii aceștia muzicii pe care eu i-am enumerat mai devreme, peste ani și ani de zile să facem vloguri despre voi și să spunem numele voastre, să le punem la aceeași densitate și la același nivel cu ale lor. Vă pup și vă doresc un weekend minunat, vă doresc o săptămână minunată. Fiți cu ochii pe noi pentru că urmează vloguri după vloguri și sper că acest vlog a fost la înălțime, că am avut dreptate și că am dreptate la fel ca prima oară și că veți fi atenți și la ceea ce va urma, pentru că mai am ceva de spus pentru voi, foarte, foarte special. Următorul meu vlog, în curând, peste câteva zile. Vă pup și vă iubesc.